creștinește, că are sau că n-are rost să ai o înfrânare smerită sau cum n-a mai fost nimeni în adunare. Poate o soră așa mai mult sau mai puțin să poarte și pantalon și părul scurt, că acest nu duc la moarte. Sau fetele nu sunt femei și atunci ca tare, de ce se por ca cei atei când vin la adunare? Degeaba zic, cred în Iisus, dar unde e credința când ele umilite nu și n-au nici pocăința? Au chipul viacului și sunt vopsite și prezate și umblă tot cu nasul în vânt de mândră și îngânfate. O, Pavel, ce le-i spune azi la fetele fecioare? Se umble roșii de obraz și rase pe picioare, să-și tundă părul iarbatic, să-și pună în adunare, să nu se roage nici un pic, că nu-s femei sau oare. Le-i spune că smerenia lor nu stă în îmbrăcăminte, că pot să îmbrace tot ce vor și tot să fie sfinte, că pot să umble cât or vrea cu tinerii robiei, că Domnul grijă i-ar purta în pragul căsniciei. Iar la tineri, băieți, acum, care ți-ar fi cuvântul să umble în mașini pe drum ca vântul și ca gândul? Să umble după fete când de-abia știu să citească, dând cu piciorul Duhul Sfânt și lucrarea cerească, în loc să caute adevăr prin Duhul părtășiei. Ei doar se îngrijesc de păr cât mai frumos să fie. O, Pave, la cele surori ce sunt căsătorite, le spune că în dreptul lor se umble despetite, s-au încrețit de fel și chip ca oile încălcite, de nule deosebel de fel de-a lumii rătăcite, purtând cercel peste cercel, sfidând înapoiații, fără să pese chiar de fel că poticnesc toți frații, trăgând bărbații în urma lor, fără să se supună, doar sunt egale fraților, democrația-i bună. Iar la bărbați ce-i spune tu, să umble după fire, că cei sunt fruntea și altul nu n-au drept de cârmuire, să poată ține pace în casă și între copii, le place ori nu le place. Iar la părinți, ce învățături ne-ai dat tu, Pavel, oare? Să învețe pruncii din Scripturi să-i țină în adunare, sau lasă-i după capul lor, zicând apoi cu fală, doar noi avem învățători școala duminicală. Acolo pot ai noștri copii să învețe cât de multe și astfel merg fără să știi de ce nu vor să asculte. Și așa nu au de gând părinții să-i bată, că ce-i anunță vrând nevrând poliția îndată. Le-i spune oare azi la frat să-și ia televizoare, ca să privească fermecați prostia măgitoare, să dea de lucru la copii când ei nu sunt acasă, ca astfel capătă, să știți, o creștere frumoasă. Ne-i spune să ne salutăm cu hiloc de pace, fiindcă pace nu avem și baiunil ca place. E mai ușor să te rânjăști, să-ți arăți toți dinții, decât prin Duhul să rostești un pace așa ca sfinții. O, Pavel, câte nu mai sunt fapte nepotrivite, ce-au ajuns în cortul sfânt lucrări obișnuite, câte păcate nu se trecați cu vederea oare, și ne întrebăm cum totu-i sec, nu-i har în adunare. Normal că nu e har și toate scaldicele, că harul e artificial din paier și nu ele, că frații vin și tălmăcesc după lor plac Scriptura.
Și chiar păstorii rătăcesc stricând învățătura. Tot ei duc turma la pășuni și ape otrăvite. Și tot ei se numesc că-ți buni, având duhuri mânjite. O, Doamne, iată se împlinesc cuvinte din Scriptură, când tot ce e duhovnicesc e năbușit de ură, când tot ce-i sfânt și e curat e acoperit de ocară, cu hulă într-ună e împloșcat, apoi e dat afară. Acesta e cuvântul dat, Iisus e aproape vine și sunt puțin cu duh curat și lepădați de sine. Sunt mulți ce vin în adunări și totuși nu smirează, că sunt cu capul în nori și aici și acasă. Și nu împlinesc din ce scris decât ce le convine, crezând că merg în paradis cu inimile pline. O, Doamne, iartă-ne că poți, că noi suntem țărână, și fă ca pacea Ta la toți în inim să rămână. Dă-ne iubire ca să fim în trupul smădulare și să nu obosim făcând a Ta lucrare. Să nu fim doar adăugiri în trupul miresei Tale, purtându-ne cu amăgiri pe-a pocăinții Cale. Ajută-ne să ne purtăm cum Te-ai purtat Tu, Tată, știind că Te-o vedea curând pe nori de judecată. Amin.